12 noiembrie. Astăzi pomenim Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. Acesta a fost cipriot de neam, fiul al lui Epifanie, domnul țării, și s-a însurat cu voia tatălui său și s-a făcut tată de copii. Apoi, murindu-i și femeia și copiii, s-a întors cu toată dorirea spre adausul virtuții și spre buna plăcere a lui Dumnezeu. Și pentru strălucirea vieții sale a fost făcut arhiepiscop al Alexandriei, fiind cerut de poporul alexandrinilor de la împăratul Iraclie. Și, după cuvântul Evangheliei, fiind pus ca o făclie în sfeșnic, a strălucit ca o lumină de foc în lume și a petrecut mulți ani în scaunul arhieriei sale și multe minuni a făcut și a miluit pe săraci cu cele ce le trebuiau. Drept aceea, și dintr-o această faptă, luând numele milostivului și având toți spre dânsul Evlavie, nu numai credincioșii, ci și necredincioșii, precum arată istoria ce scrie de dânsul, către Domnul s-a mutat.